Slavă lui Dumnezeu stai în ascunde a lucrurilor, ea slavă împăraților stai în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. A este o nouă săptămână. Mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească în această săptămână. Continuăm ce am început. Săptămâna trecută să vorbim despre strategii spirituale. Ne în întoarcem săptămâna asta în, în carte Esteră, și înainte, probabil, mâine, azi, vreau să citesc doar un text pentru a ilustra din nou cât de important este să avem strategii spirituale, să fim înțelept. Vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelept, ca șerp dacă Domnul Iisus știa că înțelepciunea este tendința noastră naturală, nu n-ar fi spus asta. Și din ce observ, în viața mea, în jurul meu, la ce se întâmplă, printre între copiii lui Dumnezeu, pot să înțeleg și mai bine de ce Domnul Iisus a spus, fiți dar înțelept ca șerp nu este tendința noastră naturală în selepțiune. Nu este. Chiar după ce ne-am pocăit și suntem copii lui Dumnezeu, nu, în selepțiune nu este tendința noastră naturală. Um, pentru a ilustra asta, cât de important este să avem strategii spiritu spirituale pentru că prin masuri chipzuite se câștigă bătălia Citesc în d'un parat chassé, fille proche il leur a ouvert le lycée, ouais ça, ça m'enduit que la verser tout le opte, d'un parat chassé copte, un parat tout le Syrien ira une Rusboy coup Israël, près de Massouk qui peut être c'est que je t'ai une Rusboy, enfin c'est ça peut être à un parat tout le ira une Rusboy

a trimis niște oameni să sta la până spre locul pe care îl spusese și despre care instințase omului Dumnezeu, aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. În partul Sirie s-a tulburat inima, a chemat pe sujitorii se și l-a zis, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul Israel. Unul din sujitorii se a răspuns, nimeni împărat parate domnul meu, dar... Prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratul lui Israel cuvintele pe care le rostești în o de culcare. Când a aflat asta, împăratul lui Israel s-a trimit după Elisei. Dar asta este o altă poveste. Împăratul din Israel, deși el era împărat, deși el avea putere de decizie, Dans ce contexte de resboy guerre avec la Syrie, l'avantage lui n'est pas qu'il ait un l'avantage lui n'est pas qu'il le de décision, l'avantage lui est qu'il a accès à de Tu es un dans vie sens où tu as de décision. ești un împărat din Noul Testament. Dacă vorbim de împăratul împăraților, înseamnă trebuie să fie mulți împărat la plural și unul deasupra tuturor, Iisus Hristos, împăratul împăraților. Ca și împărat, ai putere de decizie. Dar, fără acces la înțelepciunea cerului, în bătălia cu dușmani, în bătălia, cu întunericul, nu avem nicio șansă. Pentru că prin măsuri chipzuite se câștigă batalie? Nu doar prin a voinței. Nu doar prin, ok, mă otaresc acum, o să fac așa, o să fac. Nu, nu e de ajuns forța voinței. E extrem de important acces la înțelepciune. De aceea, nu, nu cred că este un templator, să mă duc în Corinthien 12, 13, 12, când 14, începe să vorbească despre manifestările, carismele, Duhului Sfânt. Zice așa, versetul 7, și fiecare îi se dă aratarea Duhului spre folosul altora. Un content 2 cu 17, cu 7, scuze. De pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Mai corect este, este dat cuvântul înțelepciunii. Adică, Zic mai corect vis-a-vis -vis de alte versiuni și când mă uit la original. Dar, în fine, altuia este dat să vorbească despre cunoștință, altuia este dat cuvântul cunoașterii datorită acelui Duh, altuia credință prin același Duh. Mă opresc aici. Ai remarcat cu ce începe Pavel? Înțelepciune cuvântul în selepciune, care este un dar, care este un manifestare supranatural. Era supranatural că împăratul lui Israel nu odată, nu de dori, cu alte cuvinte de mai multe ori, știa exact unde dușmanul lui l-aștepta la pândă. Nu era natural. În război care tu l-ai cu întuneric, ajoura cette spoon que il est possible i access doit d'accord de huit la scripture a domnesotia d'attack chess la une ivor de une selecçione car reste une une car reste douwolves fond car exploite descoperir qu'auzi en avant qu'aure en avant cu săptămâni înainte, cu luni înainte, exact unde va veni întunericul să te ispitească sau să te lovească. Acest lucru este available, adică e la îndemână orice copil al lui Dumnezeu. Îți spun, n-am înțeles, din păcate, sunt multe lucruri în care am intrat prin accidente. Și apoi l-am înțeles. Prin accidente, la ce mă refer? Gândește-te, de exemplu, Elisei este îngropat și într-o zi se face o momentare, și din greșeală aruncă că au intrat dușman în țara, de frică nu mai aveau timp. Uh, să fie primul îndemn, al doilea îndemn, în de bormântare, au aruncat trupul într-un uh, moment și si era momentul de era oase lui Elise, prin accident. Când acel da trup mort a intrat în contact cu aceste oase, a revenit la viața, nu era ceva intențional, era accidental. Tot așa, prin accident, când, în perioada unde avant, fois, t'es moult, t'es revenant, d'esprérogatu, n'est pris n'accident. À matin, à nous m'y t'es l'oukrou. Qu'à un peu nous l'entr's'élev'jam. D'où par la main Nous, au date, m'y s'intemplate, et découperite. Exact inainte, Ce dușman avea să facă în mod exact și cu precizie. Uneori am luat seama, alteori nu am luat seama și că nu am, am luat seama, am avut de, de suferit. Dar după am înțeles de ce este așa. Pentru că este o înțelepciune de la Dumnezeu care da, Dumnezeu da asta copilor lui. Pentru că știe că este o strategie extraordinară de înțeleaptă să nu fi surprins de dușmanul tău. Din potriva, dușmanul tău să fie surprins că tu știai ce facea el în ascuns. Deci avem acces la un izvor de înțelepciune. A vorbit de Duhul sunt care este în tine. Scriptura de asemenea e un alt izvor de înțelepciune. Abilitatea de a comunica cu cer, de a primi descoperiri din cer, e un alt izvor de înțelepciune. Ca și copia lui Dumnezeu ai acces. Dar și că există o diferență între a avea acces și a beneficia așa că te provoc în această săptămână, ce vom putea împărtăși? Să ne fie de ajutor. Pentru că în războiul care îl avem cu sirienii noștri, dacă pot să spun asta, e foarte benefic dacă folosim ce Dumnezeu ne pune la dispoziție în termen de înțelepciune. Mwen pres ka iti. Dou mne seyo, sa te bine kou vintese.